Da, într-adevăr, pentru cei mici e foarte, foarte interesant. Cei mici aici, la mare, întotdeauna aleg să se așeze undeva lângă apă. Acolo e prietenia lor, să zicem așa, cu apa, pentru că au și nisip și apă, pot face și castele, dar și tot felul de jocuri, iar părinții îi pot canaliza și spre a învăța lucruri care să-i ajute mai apoi. Luminița Bălășoiu, specialist în educație, a venit în această dimineață. Neața, bine ai venit, Luminița! Bună dimineața! Să ne spună cum am putea să învățăm pe cei mici, prin joacă, evident, că așa învață ei cei mai ușor, numere, nu, forme, tot felul de lucruri educative. Da, așa este. O să vedem că o să trecem prin toate domeniile grădiniței, domeniile de învățare ale grădiniței. Într-adevăr, suntem în ultima săptămână de vară, da? De vară, înainte de școală. Înainte de școală, dar cu toate acestea vedem că plaja este plină de familii cu copii. Da. Care cu siguranță au epuizat toate variantele de activități pentru joaca cu copiii. Așa e de greu când ești părinte și ești cu cel mic la mare și te tot chinui să-l ții acolo ocupat și să se joace și să nu se plictisească și trebuie să inventezi de fiecare dată lucruri. Tu ne-ai adus astăzi niște chestii care pentru mine sunt cumva, să zicem așa, familiare, că le-am mai întâlnit la cel mic al meu, care acum e foarte mare, dar poate dăm idei celor de acasă și în special părinților să facă câte ceva din cele ce ai adus tu. Da, am venit cu puțină inspirație, da, pentru că ne trebuie acum la final de vară. Sunt activități pe care le putem desfășura pe plajă cu cei mici. Uite, dar vreau care să vor vină... face trimitere la activitățile de grădiniță, da? Pentru că, așa cum știm, la grădință nu avem materii, avem niște domenii experiențiale de lucru, dar care sunt integrate în acele materii clasice de la școală. Și o să încep, uite, avem acolo un castel de nisip, este clasicul castel de nisip. Da. Toată plaja este plină de astfel de construcții și atunci putem profita pentru a face o poveste cu copilul, îi dezvoltăm imaginația, îi dezvoltăm vocabularul, bineînțeles că se dezvoltă și partea de comunicare. Și facem o poveste frumoasă, nu despre castel. Îl lăsăm pe el să facă povestea. Iată. E foarte important să lăsăm copilul să-și ducă imaginația și credem că nu are limite. Și cum facem? Îl întrebăm. Cine crezi tu că locuiește într-un castel? Câte camere sunt într-un castel? Ce putem face, nu? Lectura pentru copii, de exemplu, este plină de bazme. Și atunci, cu siguranță, până la acest moment, am avut ocazia să-i citim un bazm. El va face legătura cu acele bazme pe care le cunoaște și își va dezvolta propriul bazm. Sau poate face prinț, o repovestire. Prințese. Sigur, în continuare sunt prinții și prințesele. Și harapalb. Exact. Și mai departe, văd că ai pus pe o planșă numere, dar numerele sunt puse cu? Sunt puse cu lipice acolo. O să trecem la partea de matematică. Putem lucra cu copilul matematică prin joacă. El nici nu își va da seama că învață matematică și noi ne propunem un obiectiv și îl vom atinge. Și o să-ți arăt ce putem face. Aici am pus lipici, este lipici lichid pe care eu l-am folosit. După care, de pe plajă, am luat nisip. Așa. Pe care pur și simplu îl presărăm pe acest lipici și se va crea un tablou pe care putem să-l luăm acasă cu amintirea nisipului de la Olimp. Ah, da? Ce drăguț! Păi că ai pus și acolo, înseamnă că aici e o formă deja. Am o surpriză. Plăcerea copiilor în orice vară, bineînțeles, o înghețată. E foarte important să facem ceea ce își doresc ei să lucreze. Noi ne propunem să învățăm matematică, formele geometrice, dar lor le place înghețata și atunci, ca să-i atragem în activitate, facem ceea ce lor le place. Și putem să lipim și scoici? Putem să facem, sigur, un tablou, pe care un colaj pe care să-l luăm acasă, dar cu scoicile putem să mai facem ceva foarte important. Să le numărăm, bineînțeles, putem să facem mulțimi de scoici pe care mai târziu să le dăruim bunicilor, poate acasă, da, 5 ce drăguț, scoici da. Pentru bunica și pentru bunicul. Și de asemenea, un lucru foarte important pentru pregătirea lor pentru școală este să le dezvoltăm motricitatea fină și mușchii fini ai mâinii. Asta cu nisipul, nu? Treaba cu nisipul, cu nisipul e foarte... dar și cu scoicile. Da. Punem să adune scoicile cele mai mici. O să vezi că lor le este dificil inițial să caute scoicile foarte mici,
dar apoi își dezvoltă mușchii fini ai mâinii, care ulterior îi va ajuta la scrierea de la școală. Da, pentru că e important să-și exerseze cumva mâna, degetele, pentru să le formeze, practic, sigur, pentru ce urmează, sigur, să fie. Deci tot felul de activități prin care părinții îi pot învăța pe cei mici, tot felul de lucruri, de la, iată, a crea povești, basme, matematică, forme geometrice și, nu în ultimul rând, de a face poate un tablou drăguț pe care să-l ia acasă. Sigur, nu? Și nu ne trebuie multe materiale, le găsim pe plajă, trebuie doar să mergem în căutarea lor. Putem fi exploratori, sigur că da, sigur. Un pic de inspirație. Ne-ai adus un pic de inspirație și îți mulțumim, Luminița, pentru toată treaba asta. Mai facem tot felul de jocuri, ne mai organizăm.